Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor senatori, vă supun atenției și vă rog să aprobați proiectul legii de ratificare a acordului între România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România, semnat la Washington la 13 decembrie 2011. Permiteți-mi să fac o scurtă prezentare a semnificației acordului și a prevederilor sale. Acordul este primul instrument juridic negociat în întregime și încheiat de Statele Unite în cadrul noului concept privind apărarea împotriva rachetelor balistice, lansat de către președintele SUA în septembrie 2009. Valoarea acordului constă și în consacrarea pentru prima dată, într-un document bilateral obligatoriu din punct de vedere juridic, a parteneriatului strategic româno-american. Amplasarea unor elemente ale sistemului antirachetă al SUA reprezintă o contribuție foarte importantă la securitatea României, a SUA și a celorlalți aliați NATO. Acordul este și o contribuție la viitoarea capacitate de apărare a NATO. Amintesc că în cadrul summitului NATO de la Lisabona din 2010 a fost luată decizia dezvoltării unei capacități antirachetă a alianței, astfel încât facilitatea din România este o contribuție esențială la acest efort aliat comun. Acordul este încheiat la nivel de stat, având în vedere importanța domeniului reglementat pentru cele două părți și constituie baza juridică necesară pentru a permite amplasarea unor elemente ale sistemului antirachet american în România. Rolul său este să reglementeze regimul juridic aplicabil întregului spectru de chestiuni care decurg din instalarea și funcționarea sistemului. Textul legii constă într-un articol unic prin care urmează să se ratifice acest acord. În expunerea de motive sunt prezentate detaliat rațiunile care au condus la negocierea acordului, modul în care au decurs tratativele, principalele prevederi, explicații referitoare la conformitatea cu dreptul internațional și la legislația internă, precum și impactul proiectului de amplasare a sistemului antirachetă sau modul în care a fost asigurată informarea publică cu privire la acord și, nu în ultimul rând, măsurile de implementare care vor fi necesare. Parlamentul României a fost ținut la curent constant cu privirea desfășurării negocierilor cu partea americană. Au avut loc în acest sens întâlniri între oficialii români și americani implicați în negociere cu reprezentanții comisiilor de politică externă și apărare din cele două camere, cu parlamentarii de OLT, întrucât acolo va avea loc baza, și cu conducerea Parlamentului. Doamnelor și domnilor senatori, textul acordului conține referiri clare la parteneriatul strategic cu SUA, întrucât se vorbește despre, citesc, dezvoltarea sa în continuare și lucrăm cu definiția unui parteneriat mai extins și mai profund, garanții clare în preambul și articolul 6 privind conformitatea sistemului cu dreptul internațional, prin menționarea expresă a caracterului pur defensiv pentru legitima apărare conform Cartei ONU. Reglementare clară a relației dintre sistemul SUA, la care contribuie România, și sistemul NATO. Amintesc că la summitul de la Chicago de anul viitor se intenționează inaugurarea unei capacități interimare antirachetă a NATO. Menționez și prevederea foarte importantă din articolul 3, aliniatul 4, prin care SUA se angajează ferm în cadrul Tratatului de la Washington din 1949 și al parteneriatului strategic bilateral să apere România prin intermediul sistemului antirachetă împotriva unui atac cu rachetă sau împotriva amenințărilor prezentate de rachetele balistice. Reglementarea regimului juridic al bazei. Astfel, acordul include prevederi exprese privind neafectarea suveranității și jurisdicției României în ceea ce privește baza. Baza rămâne proprietatea României și sub jurisdicția suverană a României cu un comandant român. Forțele SUA au obligația să respecte legislația română, sunt precizate de asemenea obligațiile SUA de consultare dacă se intenționează modificarea sistemului. Există și prevedere referitoare la prioritatea furnizorilor locali de bunuri și servicii. Acordul conține și reglementarea regimului juridic al facilității,
prevederi referitoare la comanda și controlul sistemului, adaptate contextului construcției sistemului NATO. El comportă cel mai avansat mecanism de consultare și informare pe care îl prevede un acord încheiat de SUA cu un aliat implicat în sistemul antirachetă. Astfel, România va primi cu promptitudine informații de ultimă oră pentru cunoașterea continuă a situației din orice moment, inclusiv cu privire la rachetele urmărite în sistem. Pregătirea modernă a militarilor români este și ea prevăzută prin crearea unei poziții de ofițer român de legătură la Comandamentul European al SUA, EUCOM. Prevederi moderne referitoare și la protecția mediului sunt de asemenea incluse în acord, dar și coordonarea cu autoritățile locale. Semnalez și textul privind răspunderea juridică, prin care este exclusă răspunderea României pentru prejudiciile cauzate în afara teritoriului său prin operarea sistemului, această răspundere revenind în consecință Statelor Unite ale Americii, în cazul în care astfel de prejudicii nu sunt rezultatul acțiunilor sau neglijenței României, o excepție care decurge din normele aplicabile și din principiile generale de drept, SUA neputând răspunde pentru acțiuni sau inacțiuni ale României. În sfârșit, un text prin care răspunderea financiară principală revine părții americane. Astfel, în privința suportării cheltuielilor, acordul prevede că partea americană va suporta cheltuielile privind transportul, construcția, întreținerea și operarea elementelor sistemului de apărare antirachetă, precum și servicii solicitate de partea americană, cum ar fi utilitățile sau telecomunicațiile. Partea română va suporta numai cheltuielile pentru facilitățile aflate sub comandă românească sau folosite în mod exclusiv sau principal de autoritățile române, precum și taxele locale în legătură cu baza. În privința repartizării cheltuielilor pentru realizarea sau ameliorarea construcțiilor și infrastructurii, în cazul în care ambele părți convin că este necesară construirea sau modificarea acestor elemente de infrastructură, s-a prevăzut suportarea proporțională a cheltuielilor în raport cu gradul de utilizare. În sfârșit, acordul conține și clauze finale standard specifice acestui tip de document. Domnilor și domnilor senatori, vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur că parcurgem împreună acest moment important din viața politică a României sub oblăduirea Sfântului Ierarh Nicolae. La mulți ani celor care poartă acest nume.